uite că s-a băgat Dana în baltă. Ia șeni. E răcit la ovare, amu. Am eu de acele? Câteodată. Tuturor românilor le place să depene amintiri despre cât de frumos trăiau bunicilor, părinților și cât de sănătoși erau și cum își culegeau ei fructele din pom și cum își scoteau roadele din pământ și așa mai departe, cum creșteau animale, cât de bine trăiau ei și cât de fericiți. Însă, foarte, foarte puțini oameni mai vor să trăiască stilul ăla de viață, chiar dacă în imaginația și în amintirile noastre sună atât de frumos. Realitatea este că pentru a crește acele animale, ca să ai o slănină de porc gustoasă, parfumată, aromată, extraordinară, trebuie să umbli după un porc un an, un an jumate. Da? Ca să ai niște lapte de capră, trebuie să crești capra aia un an întreg și ea îți dă lapte câteva luni pe an. Ca să ai un lapte de vacă sau de bivoliță, trebuie să crești văcuța aia, vițica aia, până la 2 ani și ceva. 3 ani de zile tu trebuie să-i dai de mâncare, să transpiri, să umbli după ea ca să o crești și apoi îți va da un pic de lapte. Și mie, nu-mi puneți în pahar cu apă? Da, cum să nu? Vici tu lângă noi? Nu. Hai că vreau să purtăm astăzi o discuție așa mai interesantă. Mai Unii oameni încă se întreabă în 2023 dacă merită să mai crești animale. Și noi pe canalul ăsta de YouTube din 2020 vă spunem numai adevărul. În acest video veți afla de ce nu se mai merită să crești nimic în 2023. Sigur, dacă veți urmări acest video până la final, veți înțelege de ce am reușit până acum să vă spunem adevărul și de ce în continuare noi creștem animale. Pentru că am observat că unii oameni sunt superficiali atunci când vizionează videoclipurile noastre, o să încerc să fiu cât se poate de explicit. Văd frecvent întrebări în online în care oamenii întreabă câte oi ar trebui să țin ca să fiu rentabil, să pot să-mi întrețin familia, sau câte vaci sau câte capre ar trebui să cumpăr ca să pot să câștig un venit decent din acele animale. Dragilor, nu se mai merită să crești animale. Nu se merită. Noi nu ne considerăm mari crescători sau faimoși sau foarte experimentați, însă avem o gospodărie în care avem niște animale, avem un grup de animale mai diverse și suntem foarte bucuroși și mulțumiți de rezultatele de la ele. Dacă trăiești la țară de câțiva ani, știi deja că nu e un an ca și celălalt și asta înseamnă că în fiecare an sunt noi și noi provocări. Chiar și așa, cunoaștem crescători cu experiență care deja cresc animale de zeci de ani. Au turme mari de oi, de capre, de vaci, de ce mai au ei și ne întrebăm cum reușesc ei să fie rentabili. Și aici apare problema pe care noi, ca mici crescători sau ca gospodărie mică, de animale puține, problema pe care noi o observăm. În zona Maramureșului, în anul 2023, au fost ploi din belșug. Asta înseamnă că au fost și foarte mult fân și au fost ploaie la timp pentru că s-a putut face foarte mult fân. Spre deosebire de anul trecut, fânul a crescut ca și preț, foarte mult a crescut prețul fânului, însă anul acesta e prețul potrivit încă, pentru că e un exces de producție de fân. Și toată lumea are fân de vânzare și toată lumea va avea cereale de vânzare. Ca să vândă acele cereale, oamenii o să înceapă să le vândă mai ieftin. Însă, costul de producție a cărnii, a laptelui sau a orice produs dintr-o gospodărie, să zicem noi, tradițională ca a noastră, a crescut foarte mult. Și atunci, exact acolo intervine rentabilitatea, că pentru a produce ceva, un venit consistent pentru familie, trebuie să ai un efectiv mare, un efectiv important de animale. Și lucrurile se complică de la momentul ăla, că pentru a avea 300 de oi, spre exemplu, trebuie să ai pășune, trebuie să ai utilaje foarte multe, trebuie să ai oameni de ajutor, o familie foarte bine închegată care să te susțină și astea sunt greu de întâlnit în zilele noastre.
Tocmai de aia consider că e extrem, extrem de important noi ca români să apreciem pe țăranul care crește animale. Că îi zicem țăran sau că îi zicem moșneac sau că îi zicem cum domnul. Antreprenor. Domnul antreprenor sau domnul fermier. Prostia din comunitatea și din țara asta e faptul că nu ne apreciem oamenii care pun mâna la muncă și cei mai mulți dintre români îi disprețuiesc. Îi disprețuiesc și prin faptul că în loc să cumperi produsul de la țăran, sigur, trebuie să calculezi, să analizezi, să te uiți bine la produsele țăranilor, dar să susținem țăranii români, care sunt din ce în ce mai puțini, ăia mor în liniște. Mii, zeci de mii, sute de mii de animale dispar din țara asta anual, din cauza că noi nu mai consumăm produsele pe care acele animale le dau. Și la final ne vom trezi cu un grup de animale în zone aici, colo, zone de conservare, în care mai vezi un cioban angajat cu carte de muncă să plimbe niște animale ca să le vadă lumea. Spre aia vom tinde, pentru că, cum ziceam, fermierul ăla cu 300 de oi trebuie să investească o sumă colosală în utilaje, în terenuri, în muncă și transpirația lui de-a lungul întregului an, în fiecare zi, ca să producă brânza aia. Da? Și nici atunci, dacă calculezi cât muncește omul ăla de 14, 15, 18 ore într-o zi, de foarte multe ore într-un an, produsul și banii pe care el îi câștigă în schimbul muncii lui nu se merită. Da? Sigur, ca să ți se merite, trebuie să faci combinații, trebuie să iei subvenții de păpășuni pe care tu nu le folosești, nu le îngrijești, poate nu le exploatezi sau nu faci. Știm cum funcționează țara asta. Tocmai de aia nu se merită să crești animale. În 2023, la cât de mult costă cerealele, nutrețurile, la cât de scumpe sunt animalele, pentru că sunt foarte scumpe, nu se merită să mai crești nimic. Ideea e că ai spus că nu se mai merită să ții animale și totuși ce te face pe tine să le mai ții? Adică dacă crezi că ești în pierdere, pentru ce le mai ții? Asta e o întrebare foarte bună, pe care sunt sigur că o primeam și în comentarii dacă nu mă întrebai tu acum. Singurul motiv și singurul motiv pentru care merită să crești animale în zilele noastre este dacă tu însuți apreciezi produsele pe care acestea le oferă. E singura fantezie în care merită să te investești. Da? Noi ne place să mâncăm slănina porcilor crescuți de noi. Ocazional mâncăm și carne cumpărată din magazin. Lăzile noastre sunt goale, noi nu mai avem carne de porc și nevoie să cumpărăm din magazin. O mâncăm și aia, dar nu poți să compari cu carnea aia de purcel crescut de tine care ți se topește în gură. Cu aroma aia fenomenală pe care nu poți să o vezi, nu poți să o găsești în comerț. Tot la fel și cu laptele. Nu poți să compari un lapte crud mult de la animalul tău cu un lapte procesat sau semi-degresat ce-l găsești în magazin la raft. Și oamenii în continuare compară prețul laptelui la raft, chiar și laptele de capră, care anul ăsta au fost pe la 15, 18, 20 de lei litru. Sigur, e ambalat, e frumos, tu nu știi tot procesul prin care laptele l-au ajuns pe raft, dar e semi-degresat sau cum o fi el, e pasteurizat și tu mergi și-l cumperi ăla în loc să cumperi de la un producător care se străduiește să producă calitate și după aia ne plângem de ce dispare, de ce moare țăranul român sau de ce ne îmbolnăvim în unele cazuri. În video ăsta eu n-am nicio treabă cu producătorii industriali de mâncare. Să fie clar înțeles lucrul ăsta, avem nevoie de mâncare la raft, pentru că nu toată lumea poate să fie ca și noi. Nu toată lumea are fantezia și nebunia de a crește animale și a tolera mirosul lor lângă casă sau a tolera să mergi în zi de vară toridă, să strângi fânul, să greblezi fânul, să lucri cu fânul când alții de-abia respiră la umbră. Și noi ne imaginăm că vom continua stilul ăsta de viață până la sfârșitul vieții, dacă ne ajută Dumnezeu. Însă e o provocare zilnică. Și sigur, crescând animale, ca să ai și un venit, să acoperi un pic din costurile lor de trai,
trebuie să vinzi câte un pic din produsele alea. Și observăm în 2023 un mare declin de interes a oamenilor în produsele țărănești, care neapărat trebuie să fie mai scumpe. Cum vă ziceam, dacă crești un animal sau crești câteva animale, crești mai puține animale, de acord cu mai mare atenție, poate costul de producție al acelui lapte e mai ridicat. Și dacă clienții nu sunt să cumpere acele produse, noi și alții vor scădea treptat efectivul de animale și probabil vom tinde spre mici familii care cresc animale pentru ele și ocazional o cantitate foarte mică de lapte să o vândă, pentru că nu mai este rentabil să mergi cu laptele să-l vinzi în 2023. Și știm că toate lucrurile astea se întâmplă datorită scăderii puterii de cumpărare, oamenii au mai puțin bani, oamenii trebuie să-și drămuiască sigur venitul lor ăla mic pe care l-au în perioada asta dificilă economic. Concluzia mea este următoarea. Nu se mai merită să crești animale în 2023 din motivele următoare. Dacă ai un efectiv mic, ai cost mare la produsele pe care animalele ți le dau. În contextul din 2023, puterea mică de cumpărare, oamenii au mai puțin bani sau își calculează mai bine banii ca să nu cheltuiască așa de mult, să le ajungă într-o lună. Dacă vrei totuși să fii rentabil, ai nevoie de un număr mare de animale, ai nevoie de utilaje, ai nevoie de terenuri întinse, ai nevoie de mulți oameni pe lângă tine, pentru că e una să hrănești 10 guri de animal și alta să hrănești 300 sau 500. Și toate astea sunt provocări care la final se adună. Dacă tu nu le vezi din timp, te încâlcești și eșuezi. De ce în primăvară încurajai pe toată lumea să se mute la țară, să-și cumpere câteva animale, că se poate trăi din ele și așa mai departe? Și 3 luni, 4, 5 luni mai târziu, nu se merită, nu se merită. Oameni buni, urmăritori care mă urmăriți video de video, vă știu, vă cunosc, sunteți vreo 3-4 mii care vă uitați la fiecare video la nostru și vă apreciez foarte mult. Fie că vă uitați din curiozitate sau eu știu din ce cauză, asta e o întrebare la care o să răspund într-un video viitor. Știu răspunsul și sunt foarte hotărât de ce am zis și în primăvară și și acum. Însă e foarte, foarte important să creștem animale și o să vă răspund într-un video separat la această întrebare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Neapărat lăsați în părerile voastre concluziile la ce am zis eu în comentarii. Haideți să contribuim cu toții, să învățăm unii de la alții. Poate aveți un sfat pentru mine, pentru alții. Poate vrei să spui, bă, nu-ți cumpăra animale. Sau, bă, vezi că ăla-i prost, vorbește din interesele sau din șmecheriile lui. Scrieți acolo în comentarii, pentru că eu, comunitatea Orășan la țară, o văd, contribui, răspund și mă interesează foarte mult părerile voastre. Dați-mi un like, pentru că e foarte important în 2023 să apreciați videoclipurile noastre și eventual o distribuire. Vă mulțumim, vă salutăm și ne vedem data viitoare.